În ultimele zile, în județul Mehedinți, numai puțin de 68 de directori ai școlilor generale din cele mai îndepărtate localități și până la colegii de prestigiu din Drobeta Turnu Severin au fost schimbați fără suflare, fără niciun concurs. Situație halucinantă în județul Mehedinți, unde foarte mulți directori ai școlilor generale au fost schimbați, la conducerea instituțiilor de învățământ fiind aduse persoane noi, iar singurele criterii se pare că au fost carnetul de partid și performanțele politice atinse în campania pentru alegerile parlamentare, unde au susținut Partidul Național Liberal. Mehedințenii sunt nemulțumiți de ultimele decizii ale guvernului PNL, USR, UDMR. Politicienii fac ce vor ei și lasă țara în derizoriu. Nu mai e nimic cum a fost. Nu e bine că copiii lasă proști. Ei pe unii învață, alții n-au nici tabletă, nici lumânare să învețe la ea. Că n-au curent, n-au vai de capul lor. Dacă noi vrem femeia asta să rămână, că suntem mulțumiți de ea, de ce PNL-ul s-o dea jos? Noi votăm cu PNL-ul, atunci ne aducem înseamnă că PNL-ul, noi nu suntem o țară democrată. Ba da, deci de politic vrea să o dea jos. Ce nu să lasă profesorii care a fost nu din, pentru că nu le convine lor, că sunt politicieni și să-i schimbe, să bage alții. Să lasă tot pe care i-a avut copiii, că i-a dus pe copii până acum să-i ducă în continuare. Nu pe bune, cum să vină? Aia care noi nici nu cunoaștem, habar n-avem, nu ne cunoaștem nici copiii, nici nimica, nu, ăsta vii tu, te bagi în seamă. Pentru ce? Să dai femeia asta jos care a muncit pas cu pas? Nu trebuia să schimbe acum profesorii. Profesorii au nevoie de elevi, elevii au nevoie de profesori. Nu să-și adă acasă elevii. Asta nu mai e învățământ. Președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj dur în care critică actualul guvern și acuză Inspectoratul Școlar Județean pentru numirea directorilor pe criterii politice. Situația învățământului din România este foarte gravă, iar din păcate Partidul Național Liberal nu face altceva decât să își numească lipitorii de afișe în funcții cheie, fără să facă nimic concret pentru a ajuta românii să depășească această perioadă dificilă.